Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmăriți în continuare programul informativ Evenimentul Zilei. Soroca înfruntă nămeții. Stratul de zăpadă din unele localități ale raionului a ajuns până la un metru. Potrivit conducerii raionului, situația este sub control. Astfel, în toate satele, drumurile centrale au fost curățate. Mai multe localități din Soroca au rămas izolate în aceste zile, întrucât drumurile sunt înzăpezite. Autoritățile spun că deocamdată autospecialele dezăpezesc doar drumurile principale. Momentul de dat, azi este data de 7 februarie, toate căile de acces, toate drumurile locale, publice, sunt curățate în mărime de, în lungime de 294,40 km și drumurile naționale 95,5 km sunt dezăpezite. Transportul circulă în mod normal. Vreau să vă zic că la momentul de față, astăzi dimineața, au plecat 4 unități de dezăpezire în ajutorul celor din raionul Drochia. În rest, probleme, încercăm acum să facem dezăpeziri și prin satele, drumurile interioare prin satele din raion. Cât privește materialul antiderapant, acesta mai este încă pentru câteva zile. Materialul antiderapant mai avem pe vreo câteva zile, stocat la SA drumul. Vreau să vă zic că azi noapte am avut iar fericirea unele localități fie deja iar înzăpezite din cauza vânturilor care au avut loc, dar se lucrează. Avem nisip, avem de ajuns. Problema mea cu sarea, astăzi am avut o discuție cu viceministrul domnul Gerasim, care ne-a ajutat și a spus că în timp de câteva zile vom mai primi încă două vagoane de sare. Cred că probleme nu vom avea. Săpada abundentă, dar și gerul a asistat activitatea unor instituții de învățământ din raion. Instituțiile de învățământ, practic, funcționează toate. Nu funcționează câteva grădiniți din la ziua de ieri. Din cauza frigului, în unele instituții de învățământ au fost reduse orele de la 45 la 30 de minute. În următoarele zile, vremea încă se va mai răci. Situația creată pe drumurile din oraș și raion a fost motivul care a convocat în ședință extraordinară Comisia Situației Excepționale a Raionului. Cu detalii vine în continuare colega noastră Cristina Topală. În cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Situații Excepționale a Raionului Soroca a fost analizată situația drumurilor, dar și activitatea instituțiilor din raion. Străzile principale, în primul rând, se efectuează lucrările, traseele magistrale, traseele republicane și cele locale. Pe urmă se efectuează lucrările de deblocare altor străzi, cât și acelor trotuare care sunt decente. La momentul de față tot se efectuează lucrările și în oraș și traseele locale. Da, dar problema constă că azi dimineață drumul către spitalul raional practic era blocat. Dimineață la ori 8. Așa. Pe lângă asta, asistența medicală de urgență, drumul nici până acum, nici până la ora asta, nu-i curățit, ca să iasă mașini de urgență de acolo. Numai datorită faptului că au specific mașini că ele pot înfrunta anumite priorități, este asigurată rezervirea și pe această linie a populației. În ciudit dimineața a fost la primăria orașului să abordați chestiunile astea? Să abordați chiar și nu. Dimineața, s-a făcut de secție de menajare a orașului, domnul Patrașcu, care efectua lucrări, de la ora 6 a început lucrările. Dar cauza principală care este neajunsul tehnic, că numai o unitate de transport sânie la oraș și puține tehnică arendată au din alte subdiziuni. Mihail Marcot, șeful societății pe acțiuni Drumuri Soroca, s-a referit la activitatea autospecialilor care sunt antrenate în dezăpezirea drumurilor, precum și la problemele care au apărut pe parcurs. Drumurile naționale au fost deblocate până la amiază, toate. Drumurile locale, ne-a mai rămas drumul Pârliț, Dumrăveni, Vădieni. Dar sperăm că până la sfârșitul zilei va fi deblocat și acest drum. Deci avem... Au apărut probleme cu Lukoilul, unde ne alimentăm cu motorină și benzină. Deci, ei au problemele lor și acum noi, ca să primim tichete, trebuie să facem transfer de bani, să așteptăm ca banii să ajungă la dânsul la cont și ne ducem după tichete la Drochia. Deci, asta e o problemă. În cazurile excepționale, asta e o problemă destul de mare. Deci, e o pierdere de timp. O jumătate de zi trebuie să pierdem pentru a primi tichete. Nu știu, vom vedea, poate se va ameliora problema dată, dar
Asta e o pricină, fiindcă tractorul s-a terminat la vanțele, s-a terminat motorirea și n-am putut mă duc mai departe. Nu de ce e că nu ne-a ajuns tehnic sau... Pur și simplu s-a terminat motorina. Tichetele le-am adus de acum. Sperăm că până în seară deblocăm și drumul spre Vădin. Mecanismele care le avem în dotare sunt toate funcționale. Avem 3 camazuri, avem 3 autogredere, avem 3 T-150. Avem 3 MTZ-uri, dintre care 2 sunt arendate, și avem un, așa zis, ZIL 131. Un subiect discutat la ședință a fost programul de activitate a instituțiilor de învățământ, reducerea orelor de la 45 la 35 de minute, în școlile unde temperaturile în continuare rămân a fi mai scăzute. Starea persoanelor care se află în risc de îngheț a fost relatată de șeful Direcției Asistență Socială. În prezent, sub acest risc de îngheț, se află 36 de persoane, restul a fost soluționate problemele prin următoarele metode, la care s-au dat ajutor material, care s-a cumpărat lemne, cărbuni, cu administrarea publică locală, deci din raion am lucrat și am soluționat problemele respective. O bună parte au fost cazați pe la rude, persoane care s-au luat o situație de risc. Vreau să spun că în ultimele 10 zile, după cum știți, au fost 4 incendii. Aceste persoane deja au fost lucrători asistenți sociali, au făcut evaluare. Persoanele care au suferit din urmă incendiu sunt cazate la rude, în afară de persoana respectivă care a decedat la Tătărăuca. Celelalte sunt cazate la rude, se află într-o situație normală. La sfârșit, vicepreședinții raionului Soroca au venit cu unele recomandări, atât pentru conducătorii instituțiilor, cât și pentru persoanele fizice. Sunt să atragă atenție. Să fac sămțite unele tendințe la unii conducători de instituții de a economisi resurse energetice, la cărbune, gaz, în situația asta creată. Zilele care vin nu sunt zile în care noi trebuie să economisăm fie energie electrică, fie gazul, fie cărbunele. Pentru că paguba, rezultatul înghețării sistemelor de încălzire poate fi mult mai mare și în comparație, în comparație cu resursele care le cheltuim astea zile când temperatura o să fie mai scăzută față de obișnuit. Noi avem o sumedenie de sectoare unde a îngățat apa, care este era pusă, sava era trasă maximum la 30, puteți confirma sau nu? Așa, da? Și sava e pusă la așa, că am dezgropat și odată așa e pusă sava la o adâncime și a înghețat apa și robinetele și unde voi. Eu nu mă refer la casele cu multe etaje, nu mă refer la ceea că subsolurile nu sunt încălzite, bate vântul ca nu mai știu ce. Nu mă refer la asta, ține tot de gospodărie. Dar aceste construcții care au fost făcute, le-am spus că unde am fost, îi ține de cum ați făcut voi. Nu trebuie să escaliți că ați primit aceste acte. Acum avem și în oraș. Așa e, doamna? Doamne ceva, așa e? Nu ia apă în fântână, este corect? La Bujărău, ca pe regiunea aceea, fântână de-a mea în două cu nisip. Lumea vine, apa e înghețată, făcut probleme. De ce vă rog foarte mult și foarte atent la toate lucrurile. Deci ce privește zăpada care s-a acumulat pe acoperișuri. Nu vreau să zic că în ce sat m-am deplasat chiar acum, i-am pus primar cu tot să dăie jos toată zăpada, deoarece unele acoperișuri pot ceda. Potrivit specialiștilor, nici într-o localitate din raion în aceste zile nu a fost deconectată energie electrică și nu au fost înregistrate alte situații excepționale. Cod portocaliu de ger în nordul Moldovei. După câteva zile mai blândă, gerul revine. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimile vor coborî în această săptămână până la -27 de grade. Meteorologii au emis cod portocaliu de valori de ger pentru partea de nord a țării. Deja mâine, ziua la Soroca, se vor înregistra între -15 și -20 grade Celsius. Potrivit avertizării, minimile vor coborî până la -27 de grade. Avertizarea este valabilă pentru perioada 8 și 13 februarie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile zilei pe care le puteți accesa și pe internet. sortv.md. O seară bună vă dorim. La revedere!